Ia uite, zici că sunt curentat. Ieri m-am curentat. Am fost până la stormea. M-am enervat eu cu un băiat, cu 3 ani. Și a smuls botonul de la sumerie. Bă, fraiera nu și-a scos nici măcar. Am zis că nu mai vă văd de sumerie. Nu vă zic de rău. Nu și-a pus nici botonul la sumerie. Să pun și eu mâna pe gheara pe alea. Să merg la băiat cum făceam. Michael Jackson, cel mai sunt om de pe pământ. N-am făcut. Doi, două, trei. Că băiatul a fost electricia. M-am curentat la față. De-aia am părat și acum. Că am vrut să sun sonatul de mine la suneria lui Sorba. Și originală. De foarte. Bă, mai bine scoperi alea. Dacă nu știi să bagi un boton, scoți curentul după sunerie. Că poate vine unul să piște în sus ca ursul, vorba la aia, și se curenteze băiatul, că vrea să sune la tine. Poate vrea să își amușină, să pună teritoriul pe acolo, știi? Deci atât despre asta. Băi, știi că știu să pun butoane. Ne dai câțiva lei la un buton de la chinezi, de la arabă, de la ăștia, sau mă duceam eu în târg, îți băgam ăla, sau hai ca să zic eu cum se bagă un buton de sunerie. Găsești un gagiu sau îl iei pe Andrei, că e destul de înalt. Îi pui un scaun, să urcă Andrei, iei botonul de sunerie. Întâi eu îl decuplez de la curent, că se prăște copilul. Și o să ai un copil și ai niște pogonici ca mine, așa, știi? Nu ai copil, poate să moară. Dar și de la 20. I-a pus una pe fază. Au! Deci, ăla care a băgat sunerie e și inteligent. A băgat faza pe sunerie. De fapt, trebuia să bagi. Așa. Ca la boton poți să bagi mult. Și dar intră cu bobina de la sunerie, depinde cum e făcută sunerie, făcută la lumea și făcută cu interupere. Nu știu și nu contează ce sunerie de aia vechi de voastră. Trebuia să bagi de aia cu electronică, piu, 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 piu. Dar, dacă ești modernă, că e câțiva lei întâlnit. Și cât bag eu boton? Vezi că butonul e la fel ca aia priză, știi? Are doi crăcișori de așa, care prind și pune la asta. Are, e butonul ăla mare, acum sunt așa modern, nu se cale nici la mai întâlnit. Ăla mare, îl coți așa, bagi și mă dintre ușor sau ce vrei, pac. Vezi că ai două șuruburi acolo. Baga Andrei, țac, 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 șuruburile aia de crăcișorii mai așa, ca să intre aia. Dar înainte de asta, scoate alea, firele, vezi că sunt cam scurte. Îi dau eu izolir bani de aici de la mine de acasă, că tu n-ai. Că poate nici nu găsești, nu că ai fi săracă. Că și ăla e câțiva lei. Îi dai lui Andrei izolirul bani, mai ai el două cabluri. Trebuie să găsești pe acolo pe îndepara, printre borcanele tale, borcanele raso. De rasă, ești borcane rasă de rasă, că mai am de borcane pe aici. Pula mea, l-ai și spartan, calcafachirul printre cioburile. Că sunt poetes, pampers, libres. Always. Am văzut că acum sunt niște absorbente de pizdă că poți să stai în sus cu curul și țâșnește sângele din pizdă, se prinde acolo, se face gel. Și aia, aolo, nu mă fut că sunt pe stop. Ah, te-ai fus cu altul, sunt pe stop. Și arată libresul. Face, uite, e gel. Face, ah, și eu sunt gelos. Păi de-aia e gelos, că am băgat sânge în gel. Păi am sânge în mine și în vine, zicea. Bine. Și după aia, după ce a băgat alea, eu vezi că sunt două de alea așa. E la fel ca aprilie. Două șuruburi cu niște retainere de alea. Bagă cablu, alea, două fire, strânge șuruburii, trage puțin de rezolvare dacă e pentru micul electrotehnician, poate se face electrotehnician Andrei. Vede că sunt ținute bine, bagă ăla, vezi, da? Mai sunt două șuruburi la crăcișorie aia, din când în când schimbă stânga-dreapta, știi? Îl fixează bine, vede dacă e orizontal așa, i-a trebuit și o pilă de aia de orizont. Știi, sau un giroscop, ca la avioane, cine știe, voi sunteți modern, cu tabletele alea, cu giroscop, cu telefoanele alea, știi, că se joacă el. Și vede cum face giroscopul, arată linia orizontului și bagă și un digital de la.
Și zice, nu, a, face, mamă, Gagarin. Și după aia, bagă ăla, se uită puțin, are niște, tot așa, un retainer de plastic, bagă butonul și bing, bang, bing, bang, bing, bang. Dar hai să lăsăm asta. Și dacă nu mai locuiești acolo, sau locuiești foarte rar, că te duci pe la țară, că ești țărancă, te locuiești tu la bătrâță țărancă, că veșnicia s-a născut la țară, vorba lui Marin Preda, parcă ar putea și ceva. A, a fost o emisiune, nu știu dacă ai urmărit-o, cu Marin Preda. Marin Preda, care trebuie să recunosc, n-am citit nimică, vreau să citesc, caut pe internet. Marin Preda, Mihail Sebastian, dar am jucat eu pe presiunea lui, și Emil Cioran. Marin Preda a murit pe la, nu știu cine, și ceva, 60 de ani. Eu culpabilizam, nu le știu pe toate, pe nevastă, nu era nevastă, era o iubită, pe nevastă a plecat la părăsit. Nevastă vorbea frumos de-o, că redau de-o, nu mai puteau. Era cam urât, el zicea, bă, era urât, dar era foarte inteligent, de-o. Și l-am scris puțin pe zi, eu scriu mult. Am scris aici mai mult de o pagină jumătate de Caterica. Deci mi-am găsit și eu niște țigări și niște chiștoace și o țin așa. Și beau apă. Beau apă originală. Și am găsit un leu. L-am băgat în leștă. Și îl dresez. Bă, pe vremea lui Ceaușescu era una de la ce. Că făceam eu mișto. În Manul la țară, am vorbit cu mama. Păi, bă, dă-și mie o capră, care două capre. De fapt, doi țapi. Au zis, mamă, ce o să pot aici la voi? Că este din coaia de la țară. Face cupe? Da, am ascult feroce, Amox, o să faci ca moxul. O să zic. Când o să vezi putoare, o să pută mai mult ca mine. Câteodată când sunt eu nespălat, acum iar magică. Că am suferit azi noapte rău de tot, am avut toată noapte scrisoare, am avut temperatură. Cred că am și coloana vertebrală puțin fracturată în vreo două locuri. Nu e fracturată, e cap deplasată, că am avut cădere pe spate. De la gagici mi-a dat emoții. Am dat-o pe ulei și m-a făcut al unei consultanți. Bang! Mai bine acum ca și pe spate, ca și în cap. Sunt hop amitică. Sunt hip-hop, hip-hop amitică. Și unde ai rămas să? Deci am făcut o paranteză, cum am zis până. Alta linea. Deci. Tragem o dușcă, așa de un vipușcă. Și zic eu, mamă, dă și mie o capră. Că știi că am experiență, când eram mici noi creșteam iepuri la bloc. Veneau toți copiii de la mine în clasă. Eu eram ăla care îi trăiam, că s-o mă dura popolo, că era cu învățătura. Și toți o lăsam în pace. Așa, de fapt, nu ne schimbăm filozofia. Noi, fetii, le răsfățăm. Mă duceam în parc, eu, copil mic, că era mic atunci, da. Știi, mie mi-a zis ideea și tata s-a luat după mine. Făcuse și grădina pe balcon și nu știu era. Bă, ne-a creat condiții mișto, dar îmi dă de și bătaie. Ca să-și mențină mușchiul tare. Mă duceam, adunam iarbă. Umpleam o baia de iarbă, le dădeam și pâine uscată, stăteau iepurii noștri grași. După aia eu cu sor mea făceam concurs de iepuraș, de aia mici că au făcut pui. Îi puneam pe hol, trăgeam o linie, altă linie, bă, făceam alergări și chiar erau dresați, vezi cum alergau. Eu cu sor mea ce-am făcut câștigă la al meu, pac, le pusese numele, mă distram ca mea cu sor mea, am avut o cuplie frumoasă. Păi, a, ne mai și certam, am făcut și o piesă de teatru. Cred că o bag pe YouTube. Dar am trebuit niște poze scanate. Am găsit un scanner vechi, sper să-l repar. Canez pozele de cu mine și cu sor mea. Cu mine cu sor mea când eram în pula goală, ea avea chiloți, gogoșai. Era copii mici. Păi, îi dai fața lui sor ta. Da, când era mică.
nu-i dau acum. Și de aceea că mi-ai cum să te prind, mă rog. Păi nu, că o bag la morfin, o bagi la pizdă, că nu e chiar perfect asta de morfin, știi? Sunt diferențe hormonale, poate o să fie una care seamănă cu ea. A, am văzut eu multe găgici care seamănă cu ea pe stradă. Ne-am îndrăgostit de Ioana cu metrou peste tot în Benoclauchi, cum vedeam una la corp, că seamănă cu ea, cu toate că prin vibrație nu înseamnă că nu e ea. Mamă, mă duceam spre fată, că era o mâncă, seamănă multe cu ele, știi? Cu elele. Deci, bag poza, deci piesa de teatru începe mișto, e vorba de viața de la țară care aveam noi, cu fata, cu mamaia, cu tataia, e mișto, băi, aveam eu imaginație, țineam trendul, așa, dar venea și ea cu improvizații de-astea, să vezi cântam, dar, bă, e mișto piesa aia. Sau pot să o bag doar așa, dar bag mai poze cu mine, dacă e așa acum, nu știu. Sau fac o înregistrare, văd eu, dau de-n gură, că pot să mă setez, în același timp ce cum vorbesc copiii, adică și o să vezi ea și vocea o sărbăceaia mea. Mai bine așa. Ați că văd, o bag eu zilele viitoare. Să vezi piese de teatru originale. Prima făcută de doi copii mici, eu și cu soare. Să nu mai e peste medie ca inteligență. Dar are și ea imaginația, asta recunosc. Ne înțelegeam bine, adică când intru în vibrație, eu sunt foarte catalizator, imediat, scot tot în ăla. Că uite, Ioana, în perioadele când era cu mine, a făcut cel mai mișto poezii. Chiar se vede, în iunie tot a fost cele mai mișto. Și a recunoscut, a evoluat mult. Mama, e magnifică. Adică magnifică. În sfârșit. Am lăsat și pe YouTube la trecut poezii făcute pe locul Ioana. Ceam ca un fel de ping-pong, de fapt nu era ping-pong, ca ping-pong de o bătălie. Treceam de la unul altul, așa, ca niște valuri, o mare liniște. Va venea cât un talaz de la papa, ca așa era poezia mea. În sfârșit, și alegeam subiectul pe loc, deci nu e nimic prefabricat. Și uite că e o salată de idei. Dar o fac mai lungă. Băi, nu fac o mai lungă la coare. Măcar pe mine. Da, hai să mâncăm în direct. Și noi răzgăiam fetii. Cu iepuri. Deci, iepuri. Și după aia veneau colegii mei, prietenii. Sasul ăla, germanul ăla, care era germanic, Paul, da? A venit și Pingu, nu știu, parcă era și Pingu. Era și Dragoș. Ăștia erau, ăștia trei. Nu-i aduceam pe toți prietenii, așa părând, că zicem, bă, ăsta are iepuri, păi de-i seama. Mai era unul care creșteau niște găini, am crescut și găini. Și când se, dar când veneau aia, că iepurii se duc tot timpul. Pă bune. Aveam și iepurii și iepurii. Când vreau să-i pun o săptă, îi puneam împreună. De obicei nu băgam iepurii, dar iepurii se băteau aia. Și dacă se întoarce cu picioarele în spate și da așa ca măgare, te rupe. Și când se uita, cât de ales zicea la aia, bocănila, că bocănește așa, dar erau cuștile făcute ca lumea de pe care stau. Și trebuia să le fac și curat, ai trebuit la niște stăbii pe acea parte, vizarea mișto. Le făceam eu curat, să mă pun acolo. Vecinii mei lăsau în pace cu dușinii, zice, uite, ăștia pe niște iepuri. Și făcuse mulți iepuri. Le dădeam eu tot timpul de mâncare și după aia ne uitam cum se fute. Ia uite ce viteză are. Se urca iepurul. Da, se termina. În 3 secunde. Film porno original. Era mișto, era scurtmetraj. Cu 3 secunde, dar cu viteză maximă, frecvență. Și să revenim la dresoarea aia. Cele mai greu de dresat sunt pisicile. De-aia nu mi-a dresat eu pisică, că știam că e greu de dresat. Nici nu dresam la fată. Și pisica mea
era o jumătate independentă, deci nu făcea ca mine. Câteodată făcea ca mine, ce ziceam eu. Că înțelegea multe cuvinte, două dracu, că era foarte inteligent. Da, câteodată se enerva, că era de-aia birmaneză, de-alea aristocratice. Îl dea așa la mine. Se întorcea cu curul, întâi se enerva, dădea din voadă. Făcea cu curul, după aia se și enerva de jur la urechi, așa, nu mai vrea să audă. Și o lăsam în pace. Și, era diametrul opus. Dar după aia când vrea ceva, la băiat și eu ziceam, stai că stai pe cum iau de cine e, bă, fata, se mira, cum adică nu merge șmechirii la fată, nu merge. După aia ajungeam noi la o înțelegere, înțelegi, cu animalul pot. Numai că nu pot fi lăsat. E, dresoarea asta reușise imposibil. Era pe vremea lui Ceaușescu. Să caut povestea ei. Eu am auzit-o de un bătrân de la ăștia. Băi, asta a reușit. Era o pisă tare să dreseze tigri. Și îi iubea atât de tare pe tigrii aia, că îi luase la ea acasă. Și mergea cu ei pe stradă. Nu îi luase acasă, pentru că îi ținea la circ. Dar mergea cu ei pe stradă. Și la un moment dat, pula mea s-a enervat. Că nu pot fi dresați. Ea i-a lăsat fizici cele mai mari. Bă, și-a ucis-o. Bă, ce când eu cu fata lui, mamă, dar aia vrea imposibil. Păi nu poți să-i dresezi, mai bine ajungi mai independent. Cred că s-a enervat și ea, cine știe ce cu mama s-a întâmplat. A vrut să forțeze tigrii. Hăc! Ia să-i la glandă la fata. Mi-a fost. De-aia eu nu pot să-mi fac codii, că și e tigroi, că eu la văd. Și dacă ea se merulă pe lângă mine, ultima oară am vorbit acum câteva luni și îmi rulea pe la telefon, îmi rulea de pomană, că nu mai merge șmecheria, la băiat cu mirulea și ia să rimă la altul la doamne. Și nu vreau. Sor mai altă rasă. Și la fel cu Mihaela. Zic eu că era poate de săvârșit. De obicei, tigrii sunt foarte inteligenți. Dar sunt foarte inteligenți. Și tigroi celorlalte par blânde, răitoare. Sunt caractere puternice. Și eu cu Mihaela am avut câteva răfuri. Numai că Mihaela era foarte intuitivă, era poetesă și avea seama de puterea mea. Nu că una doar, ce exact. Se uita la mine, wow, dacă îmi dă ăsta una, mă rupătă pe țără. Păi aia sărea și la bătaie, vrea să-l bată pe unul, am oprit de sfârșită. Fără de asta, te-ai rupt că pe țără, sau băiat. Că era solidă pe țără. Păi dacă o puneam pe Mihaela să bată cu Ioana, cu toate cu șeie cu ăsta, să o bătea pe Ioana, îi suna pe-n cap. La un moment dat m-am zis și eu, m-am zis Mihaela la... să mă reangajez la Elita. Și bine că am întrebat pe unul, că am fost niște, bă, moșul e acolo, ca și zice ăștia, moș. Ăla din tineța ta față de moș, că era stilopat, de fel. Ciombolingozaur. Și fac eu, e moșul acolo, da, am zis, au, de iese cu bătaie. Și Mihaela ține la mine, dă-mi bate la moș de rupă. Că ăla sărea la, și am aflat ulterior, ca urlat ăla de-a făcut ca toți dracii acolo. Era nebun de lucru, la mea bolnav, vorba lui Adrian. E bolnav. Adrian nu e chiar bolnav, dar e obsesiv. Și sărea și după aia poate nu mai putea să opresc pe nebuna asta. Și trăgea una încăpățână la moș. Ziceam că se făcea decât ca să te bată o fată. Păi îl bătea de rupe. Că ăla se lua de mine, dai seama, mai ales că ne vedeam după 3-4 ani, vedeam cu o curvă tânără, așa frumoasă. Mișto. Ce căutam eu cu curva să-mi o afișez pe acolo? Băi, eu mergeam tot timpul cu ea, că ne iubeam. Și el sfat, hai să vedem dacă pot să mă reangajez acolo. N-am putut, că erau mai mulți tehnicieni, poate nu mă dau locuri. Era scandalul, încă era în floare, că moșul tot urla pe acolo. Mi-am dat seama. Am întrebat și eu, bă, pot? Ea mi-a zis, bă, păi, dacă e, te duci la directoare. Mi-a zis, nu știu. Că e de gașcă, tipa așa, dar te vorbești cu ea. Că știm că te trece la anumite chestii, s-ar putea să-l găsesc că ceva, poate da. Bă, da. Și eu, mi-a seama, deci o răcăială.
Moșu încă e aici și l-am întrebat altul. Da, a, de, no. Iar este ora pe aia. Că ăștia n-au chemat. Acum dacă mă duc la Elita, cu apărut când găsesc un loc de muncă. Păi acum, cum faci pe și îl câștig. Păi de ce? Păi mai e moșu. A ieșit la pensie. Nu are contact direct. Da, mai are el cunoștință pe acolo. Prin intermediar. Trebuie el să fie portofel. Nu mai e portofel. Zicea că nu mai vorbesc pe asta. Da, vorbesc, dar acum nu vorbesc de rău. Sunt emoții umane. Le înțeleg. Cum le înțeleg? Numai că trebuia înțelegere de ambele părți. Nu telenovele de-astea urâte, știi? Că putea să iasă cu mordăciuni. Când m-am bătut eu cu el, așa zis bătut, că iau-vă pumnul în față și după aia n-a reacționat. Toate când pleca să pumnul. Era să-l omor. Direcția pumnului meu se ducea în capul lui, normal, că la căpățână de reflex. Și se ducea căpățână, că am și calculat direct în vană, mă. Că stătea cu spatele la vană. Sau în țeaba aia, că era o țeavă de aia mare cu vană, aia și un robinet mare. Păi cum dau eu pe atât de ridic 15 de chile? Nu, no, pe 400 și ceva ridicat ăla. Și acum era mult mai solican tinere. Când ai ridicat ăla? A vreo 20 de ani când eram intelectual student. Doar ce pula mea făceam? Scriam poezia acasă, mă îmbătam, mă duceam la Politehnică pe vremea aia, pe acolo frecam Duda, nu trăgeam de nicio gantără, nu luam eu greutății mâini, deci mâinile mele era de intelectual, ca acum. Finu-s drăguț, dar scriam, trozneam, mă întâlneam cu găcicile, mai dam câte o cafea, fumam cu țigară din când în când, nu fumam pe vremea aia. Am luat țigară la bucată, o țigară pe zi sau una la câteva zile, știi? Mai mult băgam drojdie, că îi trebuia la poezie. Și atunci am ridicat sute de chile. Da, acum tata era mantrenat, să vezi. Avea poză Mihaela, asta, Adrian. Încep să le confund. Am ținut și mă rog și la altă. Dar n-am zis, cu adevărat. Dar pe ținea mea. Nu pot fi de altor calități, dar le văd și de și calități de oră. Când țin eu fata în brațe, se vede pe la mea ce brațe avea. Țineam bebeloam ca și mă uităm la ea și fac și asta, hai să-ți fac o poză. Aia vrea ca să mă șantajeze, să mă ia la măsa acasă. La venograda aia. Bine, hai să halim. Mame, uite cât am băgat. 22-53. Halim. Salam. Luat de un leu. De un leu. Am cerșit și eu, din greșeală, se ia salamul, se face sandwich, se master chef, master chef, sandwich-ul se nu mai aș face cu întăiere, dă-le în pula mea, gândaj n-am, dar după fac prea multe filini, se rupe ca la țară, asta e forma de sandwich, sandwich, aha. Aici nu mai am drăși de am apă, bag apă, hai să bag apă, nu am rândit. Am, am. Și un am de tot. Rămâne la tiroidea. Poate fac hipertiroidism, poate are brâng. Ne duce la crești, bam, se scolă cu la bam. Paulu, a început să apară muștii. Cum te vă îndrăză? Unde? Fetele! Să ne dăm cu spray. Îi dau și la laptop cu spray. După aia se vină card de știu. Oh! Oh! Nu a venit. Nu e cu alcool. Propriul. Dar avea alcool propriul, deci să vă spun, făceam o flamă de aia. Iau, muscațețe! Ai muscațețe? Aia scâmbelește pula. Ah. Mai, cum e asta?
Lol în culoana. Ce, ai o muscă, exact. El a zice, cacă-te și gustă. Aura. De ce să fac popor cultură? Păi dacă zici tu că faci un fel de cultură, unii fac cultură, îi vezi prin liberalism, doar câțiva. Unii fac subcultură, nu-i vezi pe acolo. Îi mai vezi că declamă și versuri cu melodii hip-hop, aia e subcultură. Sau alte melodii. Nu prea îi bagă în seamă că ar trebui să-și publice și cărți de poezii. Mai chiar sunt caste și caste și e greu să intri într-o castă în altă castă. Și după asta își cască și zice, ah, citește o carte. Care carte? Poate mie îmi place una scrisă de Uzi. Și că scrisă nu poate să scrie sau de Tataie sau de Chel. A, nu, că e licențioasă. Exact, are licență, băiat. Aștept provincia. E, da, se dă la matrimoniale. Îi trebuie la matrimoniale. Și eu sunt la treia mână. Eu fac coprocultură. Da, coprocultură.